despre noile modificări ale Ordonanței de Urgență 31 din 2018 de modificare și completare a Legii Cadastrului Național, directorul OCPI Maramureș, Ovidiu Ștefan, precizează că fiecare unitate administrativ-teritorială poate primi 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Printre cele mai importante reglementări stabilite de această ordonanță sunt majorarea sumei plătite pentru lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților proporțional cu gradul de dificultate al lucrării și va fi cuprins între 60 de lei și 132 de lei pe imobil. Știți că aveam probleme în încheierea contractelor de prestări servicii cu topografii, care întotdeauna reclamau faptul că prețul plătit pentru fiecare imobil cadastrat este prea mic. În acest sens, prețul a crescut până la 132 de lei pe imobil în funcție de zona geografică în care este situată UAT-ul. O altă reglementare se referă la înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor de la 60 de zile la 30 de zile. Înscrierea dreptului de proprietate provizoriu în cartea funciară în favoarea persoanelor îndreptățite se va face și în baza procesului verbal de punere în posesie și a hotărârii Comisiei Județene de Fond Funciar privind validarea dreptului de proprietate. O altă mare problemă cu care ne confrunta era aceea că nu reușeam să identificăm proprietarii tuturor imobililor dintr-un sector cadastral și mai ales actele de proprietate a acestora. În acest sens vine această propunere care ne va ușura și va putea să deblocheze activitatea din UAT-urile unde ne blocam datorită lipsei actelor de proprietate. Procesul verbal de punere în posesie nu specifică data. Aproape toate punerele în posesie sau toți cetățenii care au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate au dreptul de proprietate validat, așadar, odată cu efectuarea măsurătorilor cadastrale în sectorul cadastral, se pot întocmi și procesele verbale și ia ca ne încadrăm pe procedură și putem înscrie drepturile de proprietate ale cetățenilor fără a bloca activitatea. Noile reglementări mai prevăd posibilitatea înscrierii în cartea funciară a certificatelor de moștenitor emise înainte de 2018 și posibilitatea ca primăriile să-și înscrie proprietățile în cartea funciară prin hotărâre de Consiliu Local.